pielea care se face, sângele încă mai se vectorizează prin alți vectori. Bun! Și face transplant de inimă unui puști de unei fetițe de 5 ani. Transplant de inimă, că se face o invenție, o descoperire. Numai că fetița după un an de zile a început să-și viseze niște bunici, pe care i-a și numit. Și s-au dus, erau acolo, erau bunicii moarte. Sunt lucruri să necunoscute. Dacă stați de vorbă cu un doctor deștept, care are perspectiva ansamblului și a unui soi de imponderabil, o să vă spună lucrurile astea. E un prag trecut. Este un prag cu o sancțiune. Dacă vă uitați la Pasteur, nu există asemenea feedback-uri. Cea descoperit rămâne bun descoperit. Dar Pasteur i-a murit 2 copii sau 3. Și nu l-a blestemat pe Dumnezeu. S-a pornit în cercetare extra iubindu-L pe Dumnezeu. Fleming a zis, când a descoperit penicilina, zice că, bă, mulți au mirosit mucegaiul ăla, dar mie mi s-a dat să văd. Știți că și Newton a zis. Dumnezeu mi-a dat să văd, că multe mere au căzut în jurul ăla. Mai cădeau și acum, dacă era așa ceva. Cunoașterea, arta populară, ține în ea asemenea valori fundamentale. Unul dintre valorile fundamentale pe care le vedem al unui creștinism, deci nu există nimic antagonic, nu se dezbracă nimeni în pielea goală, ci există o sudură a ortodoxiei, a creștinismului prin artă nemaipomenită. Sublim. Că toți suntem la filozofie. Există o definiție a sublimului la Immanuel Kant, cu inteligența lui, cu geniului și cu sensibilitatea lui extraordinară. Zice, dom'le, și cu felul lui al categoriilor, cum funcționa sublimul geometric și, zice el, sublimul, mi scapă acum din Crăiaș, îl găsesc imediat, natural, cred, nu, sublimul geometric. Sublimul geometric, zice el, este omul în fața cerului. Și când vede imensitatea aia, zice Kant, orice joc al minții și al imaginației se stopează. Și omul se simte mic. Dar are o neliniște plăcută care îl cuprinde, pentru că în fața infinitului se mângâie cu gândul că ființa lui intelectuală măcar și-a propus să cuprindă ceea ce nu poate să cuprindă. Un fel de revers al intelectului, măcar că am gândit că pot să cuprind chestia asta. Și mai are o a doua dimensiune, se numește sublimul dinamic, a doua dimensiune, care zice, nu mai e vorba de copleșirea prin spațiu a omului. Umilința prin spațiu. Acest om mic în fața unui spațiu mare. Zice, în sublimul dinamic este o forță care te umilește. Deci nu furtun. Ești în mijlocul unui furtun și ești umilit încă o dată, zice Kant. Îți vezi micimea ta și singurul cu care te mai poate redresa este dimensiunea morală a omului care nu poate fi distrusă de nicio furie. Și atunci vedem, în această gândire categorială a lui Kant, omul cu natura. Omul vis-a-vis de stihiile naturii. Știți că Carl Schmitt a zis bine despre morala lui Kant. Dumnezeu e un parazit la morala lui Kant. Deja începuse morala să devină autonom. Dumnezeu devine un concept, un act de cunoaștere, n-are nicio legătură cu zona. Și am descoperit eu sublimul la român. În creația populară. În creația populară nu o să vedeți niciodată în acest raport în care românul se sperie de stihii. Frate cu codru, el își asumă. Nu are nicio sperietură de genul ăsta. Poate să fie furtunul pește. El are alt raport, pentru că știe că deasupra e Dumnezeu. Dincolo se întorceau la păgânism, e un fel de nou păgânism, care mirările sunt fundamentale, este absorbit. La român nu o să găsiți asta. În actul, păcatul cel mai mare este deznădejdea. Deznădejdea când îți moare copil, Doamne ferește, moare mama, moare iubit, iubita, și întrebi, Doamne, unde ești? Eu la Revoluție, Loviluție, m-am dus să-mi scot fratele care era împușcat prin picioare și cu targa fugeam așa pe la municipal și trăgeam de sus cu lunetă. Trăgeau cu o amortizoare și asfaltul făcea așa. Și m-a lăsat aia simplu, s-a fugit asistenta și fugeam printre cartușe. Dar era ceva, nu mi-era frică, doar mă feream. Ați înțeles? Mă feream că știam că ceva...
Și înăuntru, mă rog, după ce l-am pus acolo, erau aici fracturi, nenorociri, nu mai știu ce, am văzut o fată care aștepta răspunsul de la iubitul ei. Știți că au tras și cu cartușe din alea care făceau așa, cu vidia. N-aveau plumb, știi? Eu am zis și lovește în colțul camerei, până te găsește. Sau dacă la plezneam, facea Erau cartușe speciale băgate de băieți, că trebuia măcar 1600 să fie victimele, că altfel era lovitor de stat. Da, serios, deci asta trebuia. Și, dar dumneavoastră puneți pe șmecherea criminalia care au pus gândirea aia matematică, politică, strategică și eu văd puiul ăla de fată care își aștepta iubitul și a venit asistenta și a zis atât. Și a căzut în genunchi, plângând. Deci, murise. Ah, secunda aia, fracțiunea aia, te face să faci așa. Și atunci românul, în momentele acestea, o să vedeți un lucru uriaș. Zice, Doamne, Doamne, mult spun Doamne, Dumnezeu pare că doarme cu capul pe mănăstire și de nimeni n-are știre. În momentele maxime de deznădejde, Dumnezeu tot există. Dar pare că doarme. Cum? Cu capul pe mănăstire. Și când v-am spus în povestea bucovineană că Dumnezeu lucrează dormind, ca și acum, Dumnezeu, nu se întâmplă, Dumnezeu, o dreptate, ceva. Pare că doarme. Justiția divină apare cum vrea ea. Răspunsul care să se întâmple este ca tu, creștinul, să fii, cum zice duhovnicul, în trezvie. O zice expresie. Trezvie. N-a zis treaz. Și nici viu. Este trezviu. Adică și treaz și viu. Că poți să fii treaz și mort, cum sunt ăștia pe stradă sau în parlament. Sau poți să fii treaz, să fii dormind și viu. În metrou dimineață. Toată lumea zicea serviciu. Și eu mă duc la teatru. Știți? Sunt viu dormind. Ce faci să-ți mă? Păi, ca o piesă de teatru, domnul director la etajul 4, și tot se mișcă așa, din când în când îi mai ia moartea, dar ei nu observă că vine moartea. Și a mai murit unul. Asta este. Și merg ca cărăbușii, ați văzut? Firmați de sus, așa, cărăbuși. Trezviu. A fi și treaz, a fi și viu. Prins de acel voinic, când apără merele de aur, el nu poate cu firea lui. Noi nu putem merge, că suntem slabi. Suntem supuși perisabilității, vulnerabilității. Și atunci își pune țepușii alea, că știi că somnul e mai tare. Țepușii aia, ca să nu doarmă poporul român, se numește memorie. Se numește, în primul, credință. Ți-o pui, că nu n-ai cum așa. N-ai cum, de ce să ești ascheios, asceză. Te silești să. N-ai cum, pentru că altfel ai psihologia porcului. Și încă porcul, acum are parte de anestezie, numai nu-i de vivisecție. Dați puțin. Ei se ocupă cu anestezia la porci, cu vivisecția la român. Trezvia. A fi în permanență. Și versul popular este așa. În pădure, într-un pom, toate păsările dorm. Numai un ananas n-are somn, cată să se facă om. Este un lucru... Vedeți? Atunci vă zic perle de consistență creștină.